Care ți-e unghiade? Între unghiuri, D, B, A, avem așa măsura lui D, A, B, egal cu 60 de grade. Da, avem că măsura lui D, A, B, egal 60 de grade. D, D, A, B, egal 60 de grade. Da, demonstrat. Da. După aia, mai avem că măsura lui D. Atât avem. Da. După aia avem așa că triunghiul DMA, de fapt triunghiul DMA este echilateral, deci avem că DA congruent. Am demonstrat asta, da? Triunghiul, tot așa, dacă începem, triunghiul DMA echilateral. Măsura unghiului DMA. Vorbește Andy? Cu măsura lui D, M, A de 60 de grade. Măsura lui D, M, A egal 60 de grade. Și cu măsura, și cum M este la mijlocul lui A, B, stai puțin. Luăm unghiul alungit acum. Ăsta a alungit. Cu măsura lui... Cu măsura lui B, M, A egal cu 180 de grade. Dar scrie Andy și tu. Da. Așa, egal cu 180. Rezultă din cele două. Rezultă din cele două că măsura lui DMB, DMB, da, egal cu 120 de grade. Măsura unghiului DBM, DB, DMB, DMB, da, DMB, egal cu 120 de grade. Egal cu 120 de grade. Bun. Deci după aia mai avem... Și de aici rezultă că celelalte două unghiuri adunate, adică unghiul M, M, B, D împreună, măsura lui M, B, D, plus măsura M, D, B, egal cu 60 de grade. Fac împreună 60 de grade. Sub mine. Cele două unghiuri fac 60 de grade. În jurul punctului nostru 360. Dar nu, asta nu, dar ne-am folosit. Au rezolvat asta. Așa, acum trebuie să demonstrăm că MD e congruentă cu MB și este, și știi, este deoarece triunghiul DMA este foarte bine. Plecăm de acolo. Triunghiul DMA este spus că este echilateral la D. Demonstrat. Este, de aici rezultă, cum DMA e echilateral, rezultă că DM rezultă că DM este egal cu MA și M, egal cu M, și, M, și cu M este la mijlocul lui AB. De de sus spunem că MA e egală cu BM, BM din ipoteză. Da, rezultă că DM e egal cu cele două rezultă că MB. DM e egal cu MB. DM egală cu M, B. Și dacă D mă egală cu M, B, rezultă că... Triunghiul D, M, B. Triunghiul D, M, B. D, M, B. Isoscel. Și cu 180... Dar, o secundă. Dacă isoscel, unghiurile la bază sunt congruente. Da. Adică unghiurile astea, M, B, D. Da. M, B, D. E congruent cu unghiul M, D, B. Da? M, B, D, congruent, M, D, B. Și cum suma lor fac 60 grade, deși scriu de sub, cu măsura lui M, B, D. Plus măsura. Adică, uneori scrim așa, alteori copii, mai puteți scrie în felul următor. Notați 1 relația asta și cu 2 asta și spuneți din 1 plus 2 rezultă. Da? Din 1, ca să nu mai scriu încă o dată. Deci, 1 plus 2. Care era 1? 1 este asta, că suma unghiurilor, măsurilor, rărilor, fac 60 de grade. O aveți undeva scrise, da? Deci, 1 plus 2 înseamnă că măsura unghiului DBM sau DBA, poți să zici mai în tot, da? Măsura lui DBA
DBA egală cu 30 de grade, că e da, la 2, da? DBA egal cu 30 de grade. Și notăm relația asta, chiar la început, cu 3. 3. Și asta la altă cu 4. Da? 3 și 4. 3 asta și 4 asta. Și spune acum, 3 plus 4 din 3 plus 4 rezultă că unghiul care a rămas sus, B, D, A, este 90 de grade. Corect. Dar 3... 3 am zis când unghiul, am notat cu 3 relația că unghiul D, A, B e 60 de grade. Dar cel mai sănătos și mai sănătos, în loc să-l trimiți cu 1 și 2 și 3, cel mai sănătos să scrim așa. Măsura lui D, A, B. Scrim încă o dată. Măsura lui D, A, B. Egal cu 60. 60 de grade. Măsura unghiului, asta care am găsit-o mai devreme, DBA, DBA, egal cu 30 de grade. Din astea două rezultă că cel de-al treilea unghi, BDA, măsura lui BDA, egal cu 90 de grade. Adică eu ce am vrut să măresc ritmul la redactare, dar voi... Dacă scriți așa, cum am scris-o aici, în loc să zic 3 plus 4, scriu cele două relații și de aici rezultă că e din 90 de grade și atunci de aici rezultă că BD e perpendicular pe DC. BD perpendicular pe DC. Frumoasă. Iar mai rămânem un pic la ea. Noi am făcut o practică din chestia asta și eu vă invit de fiecare dată să zăbovim un pic la problemă, pentru că putem descoperi lucruri ascunse. Și învățăm o groază de chestii, domnul profesor, chiar dacă avem o idee și știm să spunem, să demonstrăm cum redactăm, e foarte important. E atât de important încât să vă spun, tot ce ai construit până în mintea ta, dacă nu pui pe hârtie ca să vadă cel care îți corectează, clar că se poate, clar, n-ai făcut nimic. Totul este zadar bunca ta. Deci, hai să vedeți, vă invit încă o dată. Înainte de a ne apuca de problemă, facem o construcție mentală. Adică în mintea noastră elaborăm raționamentul. Da? Când el este clar, atunci ne apucăm de redactat. Ca a te apuca să scrii acolo, să redactezi, fără să ai ideea a ceea ce înseamnă succesiunea relațiilor pentru a redacta, e o greșeală imensă. Stai, cerci. Zici să mă trăznăi. De aceea, vedeți, mi s-a cerut BD cât de ce. Perpendicular. BD să fie perpendicular pe DC. BD perpendicular pe DC. Adică, traduc ce înseamnă asta. BD perpendicular pe DC înseamnă că unghiul ăsta trebuie să fie din 90 de grade. Corect? Da. Imediat. Da? Deci, imediat mă încerc să fie perpendicular. Adică, ce vrea să spun el? Ce ar trebui să fac eu? Să arăt cu unghiul ăla din 90 de grade. Unghiul ăla e din 90 de grade. Este obligația mea. Asta înseamnă. Dar cum să arăt? Zic acum, cum să arăt? Între unghiul DBA. Da. Mă pot duce în DBC, Adi. În DBC am păstrat de 30 de grade. Ăsta de aici e 30 de grade. Dacă ăsta care s-ar mai adăuga pentru triunghiul BDC ar fi de 30, ar veni 60 cu 30, 90. Deci eu umblu, nu știu în ce triunghi. Habar n-am că e bun triunghiul DBA, sau triunghiul BDC. Undeva să mă placez. Oricum, și într-o variantă și cealaltă, cere ca unghiul ăsta, până la urmă, să fie de 30 de grade. Asta e miezul problemei. Deci, am avansat un pic și am zis așa, a arătat că e perpendicular, înseamnă că unghiul să fie 90 de grade. Ca unghiul să fie 90 de grade, înseamnă că unghiul ăsta micu să fie de 60 de grade. Ce șanse am acum? Corect. Am unul deci de 60. Eu sunt acum focalizat pe chestia asta, să arăt că unghiul DBA este de 30 de grade. Cum să fac? Nu pot să fac ca DBA să fie de 60. Acum mă trimite obligatoriu în DBA.
Deci D, B, A sau D, B sau D, D, M, B. D, M, B. Corect. Deci ori între urechi. Deci văzând că în D, B, A n-am șanse, mă gândesc la D, B, M. Și aici, de ce mă gândesc aici? Pentru că am niște unghiuri acolo, deci ai niște unghiuri. Am pe M ăsta care era la mijloc, ceva care trebuie să leg de acum din ipoteză. Văd că e alungit ăla, îl știu pe ăla de 60. Văd că ăsta e de alungit, mai în problema anterioară am arătat că ăsta e de 60 grade. Deci, uite de figura, deci rămâne 120, începe problema. Opa, 120, ăla două să fie împreună 60. Ce șanse am? Înseamnă ce șanse am? Isoscel. Dar conveni că eu la 30 vreau să ajung. Doar isoscel? E. Oare isoscel? Am de undeva să găsesc isoscel? Pe ce bază? Laturile egale. Și de dat când zici laturile care, adică D, M să fie cât M, B. D, M cât M, B. Păi da. D, M. Era cât M A din cauza că triunghiul mai înainte în discuție. Și cu M egală și cu M era la mijloc. Gata. D, M cât M. Deci vedeți cum împing problema din aproape în aproape? Da. Până când dau peste răspuns. Da. Hai. Ce fac eu acum? Vă învăț și cum să gândiți. Uitați. De aceea mă disting de toți colegii mei, pentru că îți fac niște lucruri pe care ceilalți nu au timp să-l facă sau nu vor să o facă. Deci este important, copii, să începem să pornim ca la o mașină. Când începe, sau am văzut o secvență frumoasă, știți, la stupină acolo erau berzele celea. Nu știu dacă l-ați văzut. Da, l-am văzut. L-ați văzut. Da. Și puii încercau să zboare. Dar făceau un antrenament. Deci stând pe pui pe acolo, acolo și vă dați seama. Dădeau de ani pe pix, înălțau un pix, lăsau în apare. Ia să mai înălțau cât e așa. Asta facem noi acum. Încercăm să zburăm. Încercăm să demarăm. Încercăm să avem curajul să pătrunim probleme. Încerc asta. Ce ar trebui să arăt? Asta ar trebui. Și asta cum arăt? Ar trebui să arăt asta altă. Și tot merg înapoi până când dau peste ceea ce înseamnă am șanse. Pot arăta. La punctul ce, domn profesor, ce ne cere, mie mi se pare că figura noastră... Nu e bă, e nefăcut. Ei, nu contează. Imagina. E bă, e cât e că. Nu chiar la mijloc, adică el e la mijloc. E bă, cât e că. E, n-am văzut cum se clara ce e bine. Punctul ce acum? Ia să ne gândim. Ia să ducem. Să o ducem mai corect, da? Ca să fie la mijloc, nu? Da. O ducem ca... Bisectarea ce n-am dus-o de calitate. Da, n-am eu la fel. Da. Zicem eu aici. Să arătăm că e B este cât e C. Adică că, aici, practic, eu e la mijloc. Cam asta. Adică... E B, ce fie C, eu la mijlocul lui BC. Adică bisectoarea unghiului acela o deveni și... Nu, nu. Nu pot spune mediană, mediatoare, nu știu ce, că n-am un trighi social. Dacă mi se cer segmente egale, înseamnă că eu e la mijloc. Eu la mijlocul lui BC, da? Da. Ne gândim. Adică... Unghiul ăla tot din D, de 90 de grade, am demonstrat. Unghiul tot din D, de 90 de grade. Am demonstrat. Dar noi n-am dus bisectoarea lui BDC? A cui am dus-o? Ia să vedem. D e bisectoarea lui M, D, C. M, D, C, jumătate, o parte din ea. A unghiului de 60 de grade l-am dus. Da. Da. Dar D... Și triunghiul D, F, C, e dreptunghi, care am dus perpendiculară. De făcă e dreptunghi, știi? Și ăla are 60, ăla are 90, ăla are 30, știm. Dacă am notat acolo unde e D cu A, în intersecția cu colitul. Aici punctul ăsta vrei să spun, da. Nu? Dacă l-am notat cu oritul. Cu L. Da. De la liniște, da? Da. Liniște. Problema asta face liniște acum. Trebuie să demarăm și problema asta. Păi știm că L, D, A este 30 de grade. De ce? Pentru că M, D, C e bisectoare. Și partea unghiul de 30 grade în două părți. Unghiul de 60 în două unghiuri egale. Triunghiul ăsta M, D, A, M, D, A era echilateral. Iar, și noi am dus bisectoarea lui, da?
Și bisectoarea asta împarte unghiul în două unghiuri concrete, dar între unghiul ăsta, bisectoarea, și înălțimii, și înălțime și mediatoare și de toate, da? Da. Și dacă am demonstrat că acum știm că unghiul D a L e de 90 de grade. D? A L. A L. E de 90 de grade. D? A L? Da. Nu-i de 90 de grade. Bine, o vreau să zic A L D. Poate A L D. A L D. Bine, ea zice că e dreptunghic. Nu, nu A L D. Ei, nu A L D. Mama, da. M L D sau A L D? Mama, e 90. L D, A, are 30, nu? Deci ăsta are 30, da. Ăsta are 60. Da. Și unghiul de mulțime e în râma. În L. Și trebuie să-l zici la mijloc, când zici de L. De L-A. De L-A. Deci unghiul de L-A e de 90 de grade. Așa înseamnă că și B, L, E, E tot de 90 grade. B. S-o pus la vâr. B, L, E. E. Deci aici în jur numai 90 de grade, Miruna. Deci ăsta e de 90, ăsta e 90, ăsta e 90, ăsta e 90, toate da? Toate de 360. Da. Dacă toate sunt perpendiculare acolo. Da. Deci unghiul E de acolo, B, L, E, E. B, L, E. B, L, E. E de 90 sus, de 30 acolo, da, e de 60 acolo. De 60 grade. Deci 90 este aici. 30 acolo. Aici este 60 de grade. Da. Bun. Păi da, atunci triunghiul D, B, E, iar e isoscel, iar e echilateral. Care? D, B, E. D, B, E. Tot unghiul din B e 60, unghiul din E e 60, unghiul din D e 60, echilateral. Deci triunghiul D, B, E este echilateral pentru că unghiul ăsta de 60 de grade, am venit ușor, ăsta tot e de 60 de grade. Unghiul de sus, știm noi că e de 60, cam. Da. Știm că e de 60, deci e triunghi echilateral. Bun. Da, deci acum dacă demonstrăm că D e cât e cât, că B e cât D. D e este cât B ce, B e, D e este cât B e și dacă arătăm că D e este cât e ce, da, problema este da, rezolvată. Atunci putem, dacă arătăm că triunghiul D e cât e isoscel. D e cât să fie isoscel. Da. Ai unghiul ăla de 30 care îl știi. Da. Da. Unghiul ăla din E, acum domnul profesor... E tot de 30. Nu-i de 30, nu, cum nu, e de 30? E alungit. Da. E de 120. Da, da, dar unghiul celălalt de D e 30. Corect, că a dus bisectoarea. Da. Unghiul de 60 și a dus bisectoarea și ăsta a rămas de 30. 30, gata. Și gata. Vezi câtă bucurie e sufletul tău, da? Atenție. Vreau să-l iau încă o dată. Încep să-ți iei zborul. Să-i lucru frumos. Interesant. Deci atenție cum gândești pe luna. Zice așa. Se mută problema. Aici este spectacolul. Deci tot triunghi echilateral ăsta. Face tot. Ăsta pornește problema. Ăsta rupe problema. Că în triunghi echilateral, în D, M, A, dovedit de noi, D, L, duse bisectoare. Da. D, L, bisectoare. Ne folosim acum de asta. D, E, da. Dar D, L, e locul meu tăiat pe M, C. Într-un triunghi echilateral. Ce bine este să te amintești asta. Bisectoarea este și înălțime și mediană și mediatoare și toate. Mereu spun asta, da? Bisectoarea este și înălțime. Ea pică chiar la mijlocul lui A, M, adică mediană. Dacă e perpendiculară, ei îi trebuie și îi place foarte tare că e perpendiculară, că D, D, L e perpendicular pe M, A. A. Dar pe B, A este perpendiculară, că doar să se scolimiare, am dus în prelungire. Ei, fiind perpendiculară, înseamnă că toate, două drepte, când sunt perpendiculare, copii, două drepte perpendiculare, înseamnă toate unghiurile așa luate, toate cele patru, sunt din ordine. Corect. Și era asta, zice, 90, 90, 90, 90. Și zice, stop. Dacă din 90 aici... 30 ăla din B, cum știam. Cum ăsta e de 30? Ăsta e de 60. Foarte tare. Își mută problema în a arăta că unghiul ăsta e de... 60 de grade. 60 de grade. Mai putea Miruna să facă și altceva, dar n-a vrut să-ți facă chestia asta. Putea Miruna să ducă în triunghiul de fâie. Corect. În triunghiul D, F, E. Dreptunghic. Ca e dreptunghic.
unghiul ăsta, ducând bisectoarea, tot unghiul fiind de 60 de grade, unghiul ăla e de 30, ăsta e de 60 de grade. Corect. Deci ajunge la ăsta de 60. Și cum? Ăsta de 60. Ăsta la altul este de 60, dovedit de noi mai înainte. Da. Triunghiul D, E, B, ăsta e momentul tare, D, E, B este echilateral. Și el, și ăla tot de sus fiind de 60. Și acum, fiind echilateral, înseamnă că B, E este cât D, E. Corect. B, E este cât D, E. Și, dacă mai și noi trebuia să arătăm că D, E este cât E, cât E, cât, nu? Da, ca să fie B, E, cât E, cât. Dar trebuie să arătăm că E, B este cât da. E, cât. Adică eu ăsta e la mijloc, da? Corect. Deci după ce a arătat că triunghiul D, B, E este echilateral, moment în care are cât D, E este cât B, E, își concentrează atenția spre a arăta că D, E este cât E, ce? Ca să-l folosesc pe D, E ca intermediar. Corect. D, E cât E, ce? Visează dacă aș arăta, zice, cum știu cât D, E cât B, E. Dacă D, E ar fi cât E, ce? Gata. Gata problema. Dar atunci ea merge și spune în triunghiul D, E, C, ca să fie asta, trebuie ca unghiul, ca laturile astea să fie congruente, la, unghiuri la bază să fie congruente. Triunghiul este isoscel când are fie două laturi congruente, fie două unghiuri. Corect. Dar tu tocmai laturile vrei să le arăți. Atunci te duci pe unghiul și zici unghiul ăsta de aici este sigur de 30 de grade, că am eu motivele mele. Da. Adică, din ce e de 30 de grade? Pentru că D, F, C a fost de 90 de grade, ăsta tot e de 60 și ăsta e de 30. Asta e treabă știută. Dacă și ăsta ar fi tot de 30, adică, cum să nu fie? Că am dus bisectoarea. Bisectoarea împarte unghiul în două. Deci, ăsta e de 30, 30 și terminată problema foarte repede. Și atunci, fiind de isoscel, D, E este cât E, C. Și atunci, B, E este cât E. Și D, E este cât E, C, cum D, E este cât B, E. Adică, în condițiile astea, B, E este cât E, C. Și iată problema. Mai vedem o dată, mă, mi-a plăcut. Sunt clare lucrurile. Toată filozofia în problema asta. Cum redactă? Toată problema este cum redactăm, dar vreau să insist pe rolul pe care îl joacă triunghiul acela DMA. Da. DMA, triunghiul echilateral, ne ajută face problema să lucreze, face problema la îndemână. Triunghiul ăsta echilateral duce și la D, E, B echilateral. Corect. Pentru raționamentul nostru, D, B, E este echilateral, este iarăși foarte important. Și a arătat că ei la mijloc, că B e egal cu E, ce? Hai să mergem înapoi. B e egal cu E, ce? Arătăm că B e este cât E, D. Da. Asta din triunghi echilateral și că D e este cât E, ce? Și am arătat. Că triunghi isoscel. Corect. Deci, vedeți? Se leagă. Mergând înapoi, problema la asta ne trimite. Să vedem, vreți să pătrundim un pic în mintea lui Miruna? Cum a reușit Miruna să descălcească ghemul? Că pare ca un ghem bine așezat, sau că încârcit problema. Așa pare. Adică, unde crezi tu că a fost momentul de sprint a ei când a rupt problema foarte tare și a avansat? Ea n-avea siguranța că ajunge. Dar ceva o mâna pe culoarul ăsta. Înaintează, înaintează, că sigur va fi bine. Eu zic că când s-a dus pe unghiul ăla din E, D, E, B, că e de 60, a zis că D, B, E, e tot echilateral. Când vedeți, s-a concentrat pe unghiul ăla din E, de jos, de 60. Și a demonstrat. Nu deci, adic? Între unghiul D, B, E, constată că triunghiul ăsta e echilateral. De ce? Ba, da, pentru că a zis că unghiul ăla e de 60, știa că celălalt e de 60, ăla a devenit echilateral. Deci pe ăsta știa de 60 adi. L-am demonstrat mai înainte. Da. Știa pe D, B, E că este de 60. Da. Știa, avea nevoie de asta ca ăla, să fie de 60. Când l-a aflat ăla. Și eu cred că era mult mai rapid dacă ea se ducea în D, F, E. Da, era mai repede. Ea s-a dus, s-a complicat acolo cu, dar tot a...
tot a rupt problema. A rupt problema, da. Deci a deșurubat-o. În triunghiul DFE avem ăsta de 90, ăsta de aici din cauza bisectoarei. El a fost de tot de 60 și dus în bisectoarea 30, sus aici și aici nu rămas ăsta de 60. Corect. Și mă, ăsta de 60 și ăsta de 60. Clar că triunghiul e echilateral. Triunghiul ăsta devine echilateral și atunci BE este cât DE, chiar așa o să le dacă. Corect, așa o să le dacă mai repede. Mai repede. Și ca să arătăm cât DE este cât EC, are cu ăsta de 30 de grade din motive... Dar știm că ABC, în primul rând, știm că e isoscel, domn profesor, ABC. Și e clară la de 30 de grade. ABC știm din la început că e isoscel, isoscel și știam de 30 și 20. 30. Da. Așa, unul și atunci... era 120 de ani. Și atunci ăsta ala are de 60 acum rezolvat, ăsta e de 120 și ăsta e de 30 și rămân și ăsta de 30. Dar bisectoarea unghiului. Corect. Deci, faptul că e bisectoare unghiul în 30 și 30, ăsta e isoscel și ăsta e echilateral. Și asta e cât una și cât cealaltă, da? Așa am demonstrat. Atunci este între ele. Cam asta, asta va fi drumul. Așa îl luăm. Ce spuneam mai devreme? Întâi ne facem planul. De atac. Și pe urmă, dacă soluția este, dacă scurge, atunci o redactăm. Că e bună soluția. Nu putem să ne apucăm de redactat dacă nu știm ceva. Adică, este ca și cum eu v-aș învăța ceva pe voi care nu știu. Asta e culmea pedagogiei, să zice. Să înveți pe cineva ce ce tu nu știi. Ce zici și tu acolo? Îi complici, îi duci pe căi, îi pierzi. Mă scâmpi, mă scâmpi. Dar cel mai repede te simți elevul când nu știi. Dacă te urmărești. Sigur că da, dacă te urmărești. Dacă nu, copii de pe tablă. Scrie trăznăi, trăznăi, scrie și el și la revedere. Da. Frumoasă problema asta, să-mi iei două ore, dar mie mi-a plăcut maxim problema. Deci de aceea trebuie să dați like și share. Asta e. Dacă vor să vadă problema asta, să guste din frumusețea problemei. Demonstrată la mare artă. Da, nu mai e. Like și share. Like și share. Mergem la punctul care suntem azi. Ce? Punctul ce? Să arătăm că e bine. Acum tu, Adi, mă conduci, pentru că eu scriu toate... Tot ce spui tu, dacă îți trăznăi, trăznăi să fie. Eu nu am să urmărim. Ne jură pe amândoi. Am putut să urmărim și vedem dacă zicea de trăznăi. Așa, ce? Nu mă uit. Pas. Aoleu. Zi. Ce răspund? Păi și triunghiul. Nu știu, băi. Păi nu știu. Dar șterse eu de acolo. Care? Eu. Eu mi-aduc aminte, adică domn profesor a zis că toată problema pleacă de la D, M, A, ia uite pe figură, că e echilateral. Hai să pornim de acolo. Să zicem că triunghiul D, M, nu, de fapt, D, F, E are un unghiul. Să nu fie triunghiul D, F, E cu măsura lui F de 90 de grade. Și... Așa, în triunghiul. Deci în triunghiul. D, F, măsura unghiului. Măsura unghiului F, D, F, E, din trei. Hai să citim din trei litere. Măsura unghiului D, F, E, 90 de grade. Bun. După aia mai avem că măsura unghiului... Nu, avem... Lasă, că el răspunde. Ah, da, bun. Trăsmei, dacă îmi spune, trăsmesc eu. Deci, în triunghiul ăsta te concentrezi, da? Ai pe ăsta din F din 90 de grade, dacă le știi pe ăla altul din D, că-i 30, da, că ăla de 60. Dar știm că D e bisectoare. Haideți să-l ajutăm în unghiul... D e este bisectoarea unghiului F, D, ce? Zicem, D e bisectoare unghiului. Bisectoarea unghiului care îi iau. F, D, C. Iar măsura lui F, D, C, măsura lui... Cum măsura? Păi F, D, C este de câte grade are? 60 de grade. F, D, C de 60. Așa, F, D, C este 60, că este unghiul din triunghiul ăla, minune. Da. F, D, C egal cu 60 de grade. Rezultă de asta două. Că măsura unghiului F, D, E. Măsura lui F, D, E. Egală cu 30 de grade.
cum am unul 90 și unul altul de 30, din cele rezultă, două, din cele două, două rezultă că măsura lui F, E, D. Măsura lui F, E, D. F, E, D. Egală cu 60. Egal cu 60 de grade. Corect până aici, domn profesor, n-am spus rău. Nu? E perfect. E perfect. E, D, egal cu 60 de grade. Bun. Păi acum un triunghiul DBE. Echilateral. O secundă. Triunghiul DBE. Adăugăm sub măsura asta, adică DBE, de așa știi că am demonstrat, nu? Că e 30 cu 30. DBE. 60 de grade. E egal 60 de grade. Demonstrat. Din cele două, un triunghi care are două unghiuri e 60 de grade. Rezultă că măsura lui... Nu, că triunghiul tot. Dacă triunghiul DBE... Triunghiul DBE... Echilateral. Echilateral. Și din cauza că este echilateral, din asta rezultă că... DE congruentă cu BE. DE congruentă cu BE. Nu știu cu DBE, dar nu e din frământă. DE asta, DE... DE cu BE. De e egal, hai să zic, de e egal cu? Bâie. Bâie. Și în triunghiul de e că avem măsura lui... Așa, pe de altă parte. În triunghiul. În triunghiul de e că... De e. Avem măsura unghiului de că e... De că e de 30. Da. Din ipoteză. Măsura lui de că e... Așa. Egal cu 30 de grade. Din ipoteză. Da, din ipoteză. Și măsura unghiului e de că de 60 de grade, că de minunatul ăla, de... Da, de minunatul triunghi, foarte bine. Deci a dus de e este bisectoare, da? Da. Deci unghiul e de că ai zis, e nu? De că, măsura lui. E de că. E de că. E egal cu? 60. E de cât? E egal cu 60 împărțit la 2, da? 60 da. De grade supra 2 și egal tot cu 30 de, 30 de grade. E 60 da. Tot a fost, nu? Uh-huh. Împărțit la 2, 30 de grade. Din cele două rezultă că, fiindcă unghiuri la bază sunt de 30 de grade, rezultă că unghiul... Triunghiul D, E, C, isoscel. Deci rezultă că D-E... Și fiind de sosțel, rezultă că D-E... Congruentă cu E-C. Congruent sau egal ca mărime D-E cu E-C. Din cele două, D-E cât B-E și D-E este cât E-C, rezultă că B-E este cât E-C. Corect. B-E, congruent pot să spun, da, cu E-C, ca să fie problema complet rezolvată. B-E cât E-C. Redactare foarte simplă. Vezi, după ce muncești, găsești și dezbați așa fel și se finalizează, se finisează soluția. Foarte frumos. Da, se finisează. Nu te supăra dacă nu am făcut așa. Nu contează. Tot acolo. Tocmai este ce aș vrea să spun, dar noi vrem să scriem cât mai clar, cât mai rapid, cât mai ușor de urmărit. Foarte frumos. Da. Și de e. Și la punctul D am avea EM paralel cu AC. EM. EM. Paralel cu AC. A, exact ca și cum am zice că între unghiul ABC, EM este mediană. Nu. Ce este dacă e la mijloc? Medie. Nu. Ați învățat voi. Linie mijlocie. Așa, linie mijlocie. Doamne, și cum am zis. Linie mijlocie, corect. Cunește mijloacele a două laturi. Da. Al EM. Că mâi la mijlocul lui B. Dar noi știm, domn profesor, că mâi la mijlocul lui AB din ipoteză. Și el acum am demonstrat că e la mijlocul lui BC. Asta înseamnă că e mâi în linii mijlocii și linia mijlocii într-un triunghi. E paralelă cu latura opusă. E paralelă cu latura cealaltă. Și am demonstrat. Ha, ha! Da? Deci era rapid amersa asta, da? Ce? Da, e linii mijlocii, da, mă. Dar, ca să facem problema mai dură, eu aș fi apășit peste asta. De păi ce? Dacă nu demonstram asta că e la mijloc, vă dați seama ce era? Și ceream atâta. Să se arate că M e paralelă cu aceea. Închidem cameră.
Bine, camera și pleacă. Da? Și atenție, ca să facem problema mai dură, cerem doar atât. Cerem peste punctul C, după să nu demonstra punctul C, că e la mijloc. Și dădea numai că e paralel. Și atunci tu trebuia să demonstrezi că e la mijloc. Asta e. Tu ai nevoie de chestia asta, ca să fie el la mijloc. Și numai atunci mă e paralel cu becea de atunci. Și voi e, mă, pe figura voastră. Da? Deci, de ce să mai înțelegi? De ce nu mai înțelegi? Hai să sau ce figură ai făcut acum de mare acolo? Adel. Dar și eu. Da? Doamne. Punctul de, acum punctul de e ușor, domn profesor. Da, foarte ușor. Sunt triunghiul A, B, C. Adel, zicem cum, în triunghiul care? Triunghiul, A, B, C. Da, în triunghiul A, B, C. A, B, A, M, G, M, B. Da. A, M, egal cu M, B. Din ipoteză. Anca, corect? Da. Da. A, M, cât, M, B. B, E, egal cu E, cât, demonstrat. B, E, egal cu E, cât, demonstrat. Din demonstrație. Din cele rezultă că, din cele două rezultă că M, E, linie mijlocie, M, E, linie mijlocie. Atunci rezultă că nu e, e paralelă cu AC. Rezultă că nu e paralelă cu AC. Terminat problema. Da, pentru că am demonstrat că e sim, la mijloc, înainte de aia. Sim. Altfel? Altfel trebuia să muncim să demonstrăm acum că e la mijloc. Hai să vedem pe varianta noastră, fără să știm că e la mijloc. Cum putem? Să arătăm că nu e, e paralelă cu... Păi de acolo, deci, după șmecheria care o avem noi, trebuie să găsim o secantă. Două drepte și aia de o secantă. Ba, o găseam, secanta. Secantă găsim A de câte vrei. Ia, uite, A, M, de exemplu. O secantă ar fi A... A, B sau A, M. A, M sau A, B, da? A, da, da. Poate să fie și L, E. Și L, E. L, E, da, și L, E poate să fie secantă. Da, da, e mai... Uite, uite, Adi, L, L, E... Sau dâie, da, mai bine dâie, spus. Mai dâie. Dâie. Că ăsta două să fie paralele. Cum ăsta e de 30 de grade, trebuie să arătăm că așa ne concentra. 30 de grade aici. Ca să fie ăsta calitatea de altă din intern. Corect. Mm-hmm. Hai să vedem, putem arăta că unghiul ăsta de 30. Da, pentru că avem unghiul jur care e de 60, unghiul B, D, E, ăsta e de 60. Miruna, da, care știai tu, da, că ai demonstrat. Ăla e de 30, înseamnă că ăla e de 60, tot știi. Care, care? De unde știu că ăsta e de 60 mm? De... A, de ăla zicea dumneavoastră de 60. Ăla îmi trebuie. Nu, ăla e de 120. Dar nu, eu pus la vârf cu ăla, nu, nu-i. B, D, E. Stai că n-am dus. B, D, E. Eu n-aș duce în alt. B, D, E. B, D, E. D, E. Știi câte grade are, nu? B, D, E, da. Știu că are. 60. 60. Cu ăla de 60, din D, B, E, 60. Deci, e, B, B, D, E, am arătat că trebuie echilateral, da. Deci are 60. Ăla e 60 și unghiul din ei e de 60, asta zice Miruna. Asta știm. Păi nu? Tot ăsta e de 60. Da. Dar nu am niciun motiv să spun că l-am împărțit în două. A, păi avem... Gândește-te. Mă, M e opus la B, deci acolo avem 220. Care e M, M? Tot citește M prin 3 litere. D, M, B. Da. D, M, B. Da, e opus la vârf cu... Cu D, M, B. Cu cine? Cu ăsta tot, Miruna. Costa tot. Păi și noi știm cât e F, M, E. F, M, E. Este 90 cu 60, 150, 180 minus 150, 30 grade ăla. F, M, E-ul? Da. De unde ai zis? Stai mă puțin. 90 cu 60, că știm. Care 60? Sunt 60 și tot ăla. F, M, E, Miruna. Am 60 așa? Așa tot? N-ai 30. Dar găsim, domnule. Trebuie să luăm altă secantă, ce da. Neapărat aia. Deci insistăm un pic pe problemă, pentru că pare a fi problema interesantă în varianta în care nu avem pe el la mijloc. Da. Adică noi trebuie să ocolim pe el la mijloc. Uite, nu ne ducem mintea despre... Da, haideți să luăm secanta AB, că mi se pare mai repede. Secanta AB. B, acelor două drepte. Pentru aceste două drepte... Da. Frate, secanta AB. Avem unghiul de 120 de aici. Da, și trebuie să arătăm că și ăsta e tot de 120. Că numai așa
apar astea ca unghiuri corespondente. Da. Dar de unde să fie tot de 120? Pe în jurul punctului M și din toate unghiurile, domnule. Știu asta, știu pe ăsta tot de 120. 20, pe altul de 60? Da, da, nu știu. Eu vreau să arăt că ăsta e de 120. Era. Ca să încapete în calitatea asta, unghiul de aici de 120 să fie congruent cu ăsta de 120, nu? Eu am pe ăsta de... Ce pe figura aia, domn profesor? Așa este. Nici nu mai vede. L-am încărcat. Unghiul de aici de 120, că dacă ar fi, cum ăsta e de 30, tu nu vezi, nu 150, ăsta ar fi de 30. Din nou, ajungem la de 30. În nou ajungem la ăla de 30. E de parcă unghiul ăsta de 60 tot a fost împărțit prin dus, când am dus pe mâie în două unghiuri congruente, nu? Corect. Și un limbi... Dar nu știu că sunt congruente. Nu știu că se pare. Cred că ar trebui să facem figura din nou. Exact, ca să o vedem mai clar. Că așa, acolo, exact. Unghiurile alea jucați acolo, nu. Dacă facem figura ca să vedem exact pentru paralelism, cred că ne dăm seama mai repede. Deja așa facem. Facem așa, că s-ar trebui. Iau ce frumos, ce frumoasă figura a făcut Adi. Adi, hai să facem din nou figura. Dar e goală figura asta, n-ai atâtea unghiuri. Eu m-am văzut pentru hoastră. Așa am văzut. Să-ți păstra figura pe sora și așa. Dar harton nu văd. Ea curată, dar tot nu se vede. Dar bine că am făcut și scris asta, nu se... Doamna, ai jos, am făcut. Așa. Trânghiul de tunghi, trânghii de sorcel a fost dat în figură, de 120 de grade, nu așa? Da. Aveam 30-30. Da, să vedem ce ne interesează, domn profesor, care sunt paralelele. A, și mijlocul cu mijlocul. Mijlocul mă. Da, cu mijlocul e. Și mijlocul e. De aici e. Da. Scrieți ABC ca să știm. A. A, B. B. Ce? Să arătăm că mâie e ăla. Am dus mâie parcă așa, perpendiculară. Da, dar să arătăm că mâie e ăla. Până s-au întâlnit în punctul D. Da, faceți 120 acolo ca să știm. Așa, 120. Da, am demonstrat cum unghiul 30 și 30. Ăla e 30, ăla e 30. Uitați-vă copii. Acum e clar. Și unem pe mâ cu E. Mâ cu E. Și am arătat cu unghiul care. Deci noi trebuie să arătăm că mâie e paralelă cu AD. Da, noi ce știm noi? Noi știm... Cu unghiul ăla din ei de 60. Unghiul ăsta de aici de 60 de grade. Ăsta e 60 de grade, da? Da. Mai știam că unghiul... Dar de unde știm că este de 60? Am demonstrat cu Miruna, domn profesor. Da, am ajuns... Am ajuns și am arătat că e de 60. Am că a fost unit D cu E. Am E 90. A. M. M. E. Am E. De 120. Nu, nu-i de 120. E, da, da, de 120. Era l-am zis că este de... 90. Păi nu. Miruna, ăsta două adunate fac 100... Deci dacă ăsta e 120, ăsta două fac, ăsta e de 60, pe luna. Ăla e de 60, corect, de 120 era inversul, ăla altul mai mare, nu? Deci ăsta este rapid, dar aici tot de 60. Tot de 60. Și ăsta este de 120, așa. Da. Corect. Și tot mâul ăla de jos, e tot iesă? Ia vedeți, domn profesor, iesă? Păi, trebuie să iasă. Păi, între unghiul M, B, E? E 30 atunci aici. A, ca să fii paralelist, dacă a luat 30, este asta. Era ne trebuie de 30, da? Da. Dacă am arătat că ăsta e de 30, păi atunci, trebuia, atunci astea două paralele, te-a disecantat așa, ar merge problema. Deci ar merge și așa, dar de unde să arăt că ăsta e de 30? Adică, unghiul ăsta e de 90, nu? Dacă ăsta ar fi de 60, gata problema. Că 60 cu 30 ar face 90. Păi, adică, dacă ăsta de aici ar fi de 60. Da, domn profesor, 30 cu 90.
120. 30 cu 90. Nu, în celălalt unghi. În celălalt unghi. Mâna, 30 cu 90 este 120. Da. 180 minus 120. 60 acolo. 60 acolo, 60 în partea. Da. Deci ăsta este de 60. Da. Ăla e de 60 obligatoriu. Da. Deci, atunci, că era 120 tot. Da. Da. Și gata acolo. Și ăla e de 30. Deci, aici este 120, 120, nu? Da. Ăsta e de 30. Da. 90 este 60, 60 a rămas plus, și atunci este de 30. Obligatoriu. Și atunci, dacă 30, astea sunt două drepte, trei de o secantă, unde e corespondentă. Da, corespondentă. Corect. Da? Corect. Sunt de aceeași parte. Acum aveți Adi? M-a făcut un profesor, e mult mai clar. Încă o dată, Adi. Deci, ca să fie astea două paralele, am luat surprinsă secanta din BC. Secanta asta, BC. BC. Și cum ăsta e de 30 de grade, dacă și ăsta ar fi de 30 de grade, atunci devine unghiuri corespondente, da? Și gata. Și ne concentrăm pentru a arăta că unghiul ăsta e de 30 de grade. Cum? Dacă cum? Ar fi de 60 de grade. Dacă ăsta ar fi de 60 de grade atunci, iar rămâne ăsta 6. Deci ne concentrăm acum să arătăm că ăsta e de 60 de grade. Ca ăsta să fie de 60 de grade. Ar trebui ca M-ul să fie de 60 de grade. Între unghiul B, M, F. Da. B, M, F. Aveam unul de 90, unul de 30 știut. Știut că ăsta e de 30. Da. Al 90 și atunci rămâne de 60 ăsta. Da. Cum ăsta tot era 120 cât ăsta cu da. Salvă. Rămâne 60. Ăsta. 60. Și atunci obligatorul ăla la 30. Să demonstru. Deci vezi că se demonstra deci, și... Merge, și merge și în varianta. Nu este problema foarte dură. Exact. De partea cealaltă când am zis că e... paralelismul acela din faptul că e linie mijlocie a fost mult mai ușor. Normal. Am fost din aproape în aproape, da? Pe când aici trebuie să muncim un pic mai mult. Să găsim secanta. Poate găsi și alte soluții mai rapide. Și alte secantă. Alte secantă. Rămâne paralelismul ca temă. Deci notați-vă, temă. Scrieți copii. Să găsim aici. Da, temă. Să se demonstreze paralelismul într-o altă variantă. Deocamdată avem două soluții. Este soluția cu linia mijlocie și soluția cu dreptele care M, E și AC, tăiat din secanta BC. BC. Vă găsiți altă. Și găsiți altă secantă, alte unghiuri acolo, care capătă calitate de alterne interne, alterne externe. Sigur găsiți. Oh, cu siguranță. Sigur găsiți. Dar faceți figura asta a doua cu siguranță. Da. Poate să fie și duie, nu? Și cine? D-E. Secantă. D-E secantă, sigur că da, Adi. Și D-E poate. Uite, asta e varianta care tu o vrei, de la început. Uite, pe asta să demonstrezi. Așa, D-E secantă. Ai odată bisectoarea asta, unghiul de 30 de grade și atunci ăsta de 30 de grade. Dacă vezi că ăsta e 30 de grade, gata, apare ăsta alternă interne. Deci poți să iei secanta pe care vrei. Nu neapărat asta care am văzut-o. Nu știu ce să. Da. Cât e ceasul? Mâine e vineri, facem algebră? Facem algebră. Îl facem și sâmbătă? Facem și sâmbătă dacă voi pleca, să am înțeles, nu? Nu, noi săptămâna viitoare plecăm. Adi mâine nu vine, că duce la meci. Da. Și, da, sâmbătă vine. Da, sâmbătă pot să vin. Așa. Siguranță. Bun. Cred că sâmbătă plec la Buzău, nu știu. Tu pleci, la Buzău. Nu, nimic, atunci da. Rămâne... Mâine ești tu cu Miruna și poi mâine Adi cu Miruna. Așa. Da. Și putem face continuare, da? Da. Așadar, hai Adi, zi, la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe microfonul și vă dorim... Și ce probleme interesante, ce problemă frumoasă am făcut noi azi. Da, și share. Dacă vreți să învățați, ca și noi, multe, nu? Da.